Trei săptămâni au trecut de când președintele rus Vladimir Putin a început practic războiul în Ucraina, ceea ce vedem că se întâmplă în aceste zile. Întrebarea pe care ne-o punem în această perioadă este cât va mai rezista Ucraina și cât de mare este planul lui Vladimir Putin, dacă urmărește să se extindă sau nu, dacă va ataca o țară NATO, dacă se va folosi de arsenalul nuclear pe care știm că îl are în dotare. Dumneavoastră, cum vedeți lucrurile? Sigur că noi nu suntem profeți și nu putem ști ce se va întâmpla peste o săptămână, două, trei, patru, dar este important în primul rând să vedem cine este Vladimir Putin și dacă specialiștii spuneau cu mult timp în urmă sau cu un an de zile în urmă că Putin va invada sau nu Ucraina. Încă de la începutul preluării mandatului de președinte, viziunea lui Putin era clară. URSS a fost, din punctul său de vedere, cea mai mare eroare și rușine a Imperiului Rus, a Rusiei, și era clar că el dorește refacerea URSS. Și bineînțeles că asta trebuia să nască două întrebări. Unu, cum dorește? Dorește fizic? Adică dorește teritoriile în componența Rusiei sau dorește doar să aibă guverne marionetă în țările foste URSS? Bineînțeles că a aplicat prima strategie în prima parte a anilor, până în momentul în care anumite guverne sau anumiți lideri politici, normal că au fost aleși de popor și n-au mai fost în consonanță cu gândirea președintelui de la Kremlin, Vladimir Putin. Și atunci Putin a fost nevoit să apeleze la invazie, așa cum am văzut noi în istorie, pentru că n-am mai asistat în generația noastră la o asemenea invazie în sau pe teritoriul Europei. Nu cred că se aștepta nimeni. Nu se aștepta nimeni, exact. Însă Putin a făcut-o. Putin a făcut-o și era previzibil că la un moment dat în cariera lui de politician, el va dori să lase o moștenire a mandatului său. Iar din punctul meu de vedere, el joacă all-in, să spunem așa, adică joacă toate cărțile pe care le are. Așa și început această invazie și cred că în continuare el este imprevizibil. Nu mai poate da înapoi. Rezistența ucraineană a fost formidabilă și armata rusă s-a dovedit a fi mult mai slabă. Iar al doilea aspect pe care Putin nu l-a sesizat sau a calculat altcumva decât avea în plan, a fost reacția comunității internaționale. Și aici vreau să mă refer în special la națiunile Europei, nu neapărat la lideri. Pentru că dacă vă uitați în istoria recentă, și vom putea discuta și despre culpa comună și culpa politică, pentru că tot ceea ce se întâmplă acum cu Vladimir Putin are directă relevanță și concordanță, inclusiv cu câțiva lideri europeni care au făcut business cu Putin, care au eșuat în a face, în primul rând, parteneriate cu guverne democrate sau cu guverne care au aceleași de valori. Nu mai vorbesc de faptul că, din păcate, Uniunea Europeană în acest moment nu are deloc independență energetică. Deci aici vorbim de câteva greșeli și o culpă comună, inclusiv ca unor lideri europeni care, așa cum am spus, au dorit să facă business cu Putin și chiar l-au încurajat în multe privințe. Dar, ca să vă răspund la întrebare, eu cred că în acest moment partea pozitivă este că NATO este unit, această alianță extraordinară politico-militară a dat dovadă de unitate în acțiune, în coordonare și în tot. Și asta este cel mai important lucru. De menționat poziția Germaniei, care a luat o întorsătură de 180 de grade și pe politica de înarmare și pe politica de independență energetică, deci pe toate capitolele. Și asta, bineînțeles, cu semne mari de exclamare, pentru că avem și un guvern social-democrat.
Adică, în mod normal, tradițional, guvernele social-democrate erau mai apropiate de Est față de celelalte creștin-democrate. Însă, acum s-a dovedit a fi exact invers în Este această și o perioadă. situație excepțională și... Exact. Este o situație excepțională, dar, slavă Domnului că și-au dat seama și inclusiv poporul german a înțeles până la urmă faptul că totuși cu Putin nu te poți înțelege, nu te poți juca și au cerut imperios să încheie orice legătură economică și inclusiv renunțare la proiectul Nord Stream 2, care liderii noștri ai țării, Traian Băsescu și inclusiv președintele Iohannis, le-au criticat ori de câte ori aveau ocazia, pentru că era o problemă de securitate și de siguranță a spațiului nostru european. Deci cam asta este în ceea ce privește atitudinea lui Putin, dar și strategia lui. Unii specialiști spun că acest război va mai dura pe un termen cel puțin mediu, asta din cauza faptului că Putin nu mai poate da înapoi, că nu se poate întoarce rușinos înapoi în Rusia, și doi, rezistența ucraineană, bineînțeles, asistată de partenerii occidentali, este în continuare puternică și, după cum vedeți, pentru că toate aceste lucruri sunt publice, Ucraina este ajutată cu arme defensive, cu ajutoare umanitare, dar și cu asistență în tot ceea ce privește organizarea militară.